Am văzut în primele două episoade din, din serialul nostru că povestea biblică a lui Adam și Eva nu mai poate fi interpretată ca adevăr istoric. Din potrivă ea este doar varianta ebraică veche de 2500 de ani a unor legende și mai vechi precum cea din Ugarit despre care a fost vorba în episoadele anterioare. Dar dacă oamenii nu sunt creația instantanee a unei unice și atât puternice zeități și nici zei care și-au pierdut nemurirea, cum este în cazul uh, legendei ugaritice, cum am apărut atunci? Care este adevărul istoric și științific despre uh, oameni, despre specia noastră? Pentru cineva care nu doar a auzit vorbindu-se ceva despre teoria evoluției, ci și a citit cărți de specialitate pe această temă și a înțeles cum funcționează aceasta, care sunt legile evoluției și ce reprezintă genele și mutațiile la nivelul genomului, acel cineva. Știe deja că procesul apariției omului modern este unul extrem de lent, care se pierde în negura timpurilor. Până la apariția speciei noastre, Homo sapiens, Pământul a mai fost populat de alte zeci de specii de hominizi diferiți, unele dintre ele chiar trăind concomitent. Noi, de exemplu, am trăit în ultimii. 50, 40 de mii de ani, am trăit milenii bune concomitent cu neandertalii în Europa mediteraneană, în peninsula iberică sau în Europa de Est. Și astfel, deci, am trăit concomitent cu ei până când specia noastră, Homo sapiens, a reușit să-i elimine să-i elimine pentru totdeauna pe verii săi neandertalieni. Și astfel Homo sapiens a ajuns singura specie de hominizi care au supraviețuit. Vom vedea de-a lungul acestui serial când și cum de mai multe informații despre hominizii din specia noastră, Homo sapiens, care uh, au trăit zeci și zeci de mii de ani uh, cu un stil de viață nomad, culegând fructe și semințe, sau vânând animale, sau pescuind, cum au devenit ei încetul cu încetul oameni. Haideți să vedem despre asta este vorba în episodul acesta. Uh, cei mai mulți experți evoluționiști sunt de părere că, îndată ce strămoșii noștri hominizi, au fost în stare să se apere de animale sălbatice prin confecționarea de sulițe, topoare sau alte arme, au început să se împartă se după sex astfel. În timpul zilei, masculii plecau la vânătoare, iar femelele rămâneau în jurul taberei ca să îngrijească de copii sau să culeagă fructe și rădăcini. Tabăra era situată întotdeauna fie într-o peșteră, fie în locuri greu, mai greu accesibile, de exemplu pe marginea unei, propastii. prăpăstii, în orice caz, în locuri, adică greu frecventabile, greu accesibile, unde animalele sălbatice care ar fi fost tentate nu, de prada de a omorâ oamenii puteau fi mai ușor respinse. Deci, iată cum s-a făcut împărțirea muncii, da? Acest aranjament străvechi în care femelele și masculii aveau ocupații diferite în timpul zilei a dat naștere mult mai târziu la ceea ce antropologii numesc compartimentarea sexuală a muncii. Ei bine, și odată cu acest nou stil de viață, s-au întâmplat două lucruri esențiale. Strămoșii noștri nu s-au mai întors în pădure, ci au rămas din ce în ce mai mult timp în savană. În plus s-a mai întâmplat că Homo erectus, care avea deja un creier mai mare decât ale verilor săi, primatele, alăptarea, alăptarea copiilor a devenit tot mai lungă, iar înțărcatul tot mai târziu. Ei bine, asta a constituit o problemă. De ce? Pentru că înțărcatul târziu duce la o încetinire a ratei reproducerii, iar asta înseamnă tot mai puține nașteri. Iar asta poate fi fatal pentru grupul de hominizi. Nașterile tot mai puține, plus pericolele mari și multe ale vieții din savană, înseamnă pericol de extinție. Ce e de făcut pentru ca acest proces amenințător să se oprească e, și să nu amenințe specia? E, soluția pe care au găsit-o strămoșii noștri hominiți a fost genială și anume creșterea comună de către femele a pruncilor. E, cooperative breeding se numește în engleză. În lumea primatelor nu există așa ceva. La cimpanzei, la gorile, bonobo, macaci, doar mamele se îngrijesc de copii, nimeni altcineva nu, are, nu ar vrea și nu are voie să ajute. Însă, femelele hominide, nu neapărat doar a speciei noastre, ci și din alte specii, au găsit acest Truc, da? pentru ca să crească împreună copiii și când au găsit sau când au încetat cu exclusivitatea educației materne și au acceptat ajutor din partea celorlalte femele din grup s-a întâmplat că supraviețuirea speciei a fost garantată. De ce? Păi simplu dacă o mamă are sprijin la creșterea copilului, acesta poate fi înțărcat mai devreme. Fiind înțărcat mai devreme, mama poate rămâne imediat însărcinată și în câteva luni poate să dea naștere unui alt copil. Așadar, cu cât mai multă cooperare avem între femele la uh, creșterea copiilor, cu atât mai numeros devine grupul într-o perioadă scurtă de timp. Iar asta asigură supraviețuirea speciei pe termen lung. Observați că încă folosesc terminologia de mascul femelă și nu bărbat femeie, dar ce nimeni nu știe cu exactitate când în istoria speciei noastre sau da, um, se poate face această trece, această distinție de la femelă la femeie și de la uh, mascul la bărbat. Însă nu acesta ar fi cel mai important dintre lucruri, și anume să descoperim momentul uh, momentul zero da? când s-a întâmplat acest lucru, ci doar să înțelegem procesele uh, prin care am trecut ca specie ca să ajungem ceea ce suntem astăzi, oameni. Prin urmare, acest cooperativ breeding, da? această creștere comună a celor mici, a fost... Ops, mi-a venit un vizitator. Așa este în natură. Creșterea comună, deci, a celor mici a fost rețeta succesului hominizilor în raport cu primatele, din punct de vedere numeric. Numai că acest, acest succes avea să se reflecte mai târziu, când vom avea de-a face cu Homo sapiens, nu doar în ceea ce privește numărul de indivizi în grup, da? deci nu numai că a sporit numeric foarte mult și a asigurat supraviețuirea speciei, ce a făcut ca... Să, deci va fi de succes și în privința limbii vorbite, care se va dezvolta, va evolua, și ulterior a culturii. Vom vedea, vom vedea în episoadele viitoare cum apare scrisul mai întâi, cum apare arhitectura, cum apar desenele, cum, uh, în cultura în general. Uh, rezumând, femeile au fost, deci, prin, uh, prin această idee de a crește copiii împreună, au fost forța motrice a apariției culturii, așa incipient, bineînțeles, cum a fost ea la începuturile speciei noastre. Uh, alt lucru interesant, o participare intensivă și dedicată la educația și creșterea copiilor, Printre alți factori, cum este nutriția, și despre care eu nu voi vorbi uh, acum, a dus la apariția unor creiere mai mari. Diferența imensă din acest punct de vedere între primate și hominizi a fost că ultimii au reușit să-și dubleze masa cerebrală în ultimul milion, milion și jumătate de ani. În timp ce primatele, de exemplu, au un creier cu o capacitate sau cu o masă cerebrală de 600 de cm cubi, Homo sapiens și Neandertal au ajuns până la 1300 de cm cubi, deci dublu. Orice a însemnat, dragii mei, dublarea acestei mase cerebrale, a însemnat sau a adus cu ea mai multe avantaje. În timp ce gorilele, de exemplu, și cimpanzei, nu au părăsit nici până astăzi jungla, Homo sapiens a inventat orașe și culturi, a dobândit strategii de supraviețuire mai reușite, a inventat, și asta este valabil și în, în dreptul speciei Neandertal, a inventat tunelte de vânat mai complexe sau practici sociale mai rafinate toate aceste lucruri datorită, care se datoresc creierului mare au făcut din Homo sapiens, așa cum spuneam și în trecut, în episoadele trecute, au făcut The Teaching Ape, da? maimuța care învață. Și nu doar că învață ea însăși ceva nou din experiențele personale de viață, ci și învață copiii, și învață nepoții, și învață alți copii din trib. Faptul că acum participau la educația celor mici mult mai mulți indivizi decât era cazul la primate, la mai maimuțe de exemplu, a contribuit nu doar la mântărirea și dezvoltarea enormă a fel de fel de relații sociale noi în cadrul grupului, ci și la apariția culturii. Iar cultura, am văzut deja, este cumulativă. Adică generații noi preiau elemente culturale de la înaintașii lor și adaugă altele noi, mereu și mereu, o epocă după alta, până acolo încât cultura evoluează și se diversifică la rândul ei în tocmai ca speciile în cadrul evoluției. Suntem singura specie de altfel de pe Terra care a reușit să evolueze nu doar biologic, ci și cumulativ cultural. Ori asta ne-a făcut mai sociali, ne-a făcut mai empatici în cadrul grupului, atenție, doar în cadrul grupului, să avem mai multă grijă unul de celălalt, dar și mai inteligenți. Sharing and caring, în engleză, da? a împărtăși și a avea grijă, a devenit modul de viață consacrat al lui Homo sapiens, ceea ce a făcut din noi specia de hominizi care avea să fie dominantă și învingătoare. Uh, Așa cum am spus, acum 30.000 de ani în urmă a reușit să elimine pentru totdeauna ultima specie de hominizi care mai exista și care îl mai amenința, să spun așa, și anume neandertali. Datoria de a împărți ceea ce ai cu alții din trib, lucru care poate fi întâlnit de altfel până astăzi la populațiile izolate de vânători-culegători. Din Africa sau din Papua Noua Guinee, de exemplu. Deci, datoria de a împărți împiedică acumularea de provizii. Ori acest lucru, oricât de ciudat ar părea pentru noi astăzi, a funcționat extrem de bine pentru cea mai mare parte a istoriei noastre ca specie. Înaintașii noștri s-au dispensat de dezamăgirea atât de cunoscută nouă astăzi ca să sădești, să cultivi ceva și altul să-ți mănânce roadele, ca să zidești o casă și altul să-ți ia casa prin violență și așa mai departe. Vânătorii și culegătorii din Paleolitic n-au știut, de exemplu, ce înseamnă furtul da? sau violențele legate de aceasta, deoarece pur și simplu nu poți să dau nimic. Repet, același lucru poate fi observat până astăzi la populații izolate de vânători cu din Africa sau din Asia, unde este foarte mult junglă, în Papua Noua Guinee și în sud-estul Asiei. Erau cu toții nomazi, nu aveau nici măcar animale domestice, erau cu toții deopotrivă săraci, deopotrivă flămânzi, da? Și, să știți, că au fost fericiți așa. Au fost fericiți până în neolitic, până când se inventează bogăția, până până când cineva a descoperit proprietatea privată cu asta bogăția, agricultura. Vorbesc despre impactul proprietății private, despre ce a adus cu sine această invenție în pe larg în cartea mea și spun acolo că exact asta exact inventarea sau apariția proprietății private a reprezentat adevărata cădere în păcat a speciei noastre, da? sau adevărata izgonire din paradis a omului. De ce? De ce spun asta? Păi, erau ei, trăiau pomenit înainte? Nu. Dar toate datele antropologice și arheologice care stau acum la baza experților, de fapt, chiar există o antropologie arheologică care studiază preistoria. Toate aceste date ilustrează că oamenii primitivi nomazi, care trăiau așadar exclusiv din vânătoare și pescuit și cules de fructe sau rădăcini, erau mult mai sănătoși. Erau cu o rată a mortalității mult, mult mai mică decât oamenii de după inventarea agriculturii. Totodată, vânătorii și culegătorii aveau o viață adaptată la mediu, o viață în deplină armonie cu natura, și nu au avut nevoie, n-a fost necesar să inventeze atâtea lucruri, da? invenții multiple, cum ar fi arme noi, haine noi, invenții culturale noi, da? precum scrisul. Uh, cum va fi cazul imediat după inventarea agriculturii. Uh, hai să trecem și aici, încetul cu încetul, la Neolitic. Da? Ce s-a întâmplat cu oamenii din Neolitic, deci după ce apare agricultura acum 12.000 de ani? De ce s-a înrăutățit atât de mult starea lor din toate punctele de vedere? Haideți să vedem pe rând măcar câteva dintre aspecte, măcar cel puțin esențiale. Uh, în primul rând, acum, chiar dacă agricultura s-a inventat acum 12.000, maxim 10.000 de ani, sunt anumite site-uri, indicii arheologice, care spun că acum 25.000 până la 20.000 de ani în urmă, unele clanuri din specia Homo sapiens renunță, au renunțat la stilul nomad de viață, cel puțin parțial, sezonier. Și de ce au făcut asta? acolo unde se găseau din belșug scoici, raci sau alte fructe de mare, deci la țărmul mării, sau însemnate cantități de pește, cum ar fi somon, da, în Alaska, nuci sau alune, sau unde erau locuri foarte sau frecventate sezonier de numeroase turme de animale ierbivore. Ei bine, anumite triburi au decis să rămână un timp mai îndelungat. Și asta a fost o decizie bună, a fost o decizie aparent bună, pentru că au avut belșug de uh, hrană. Da? N-au mai stat să caute, iar vânatul a fost foarte, foarte ușor. Uh, spun că a fost o decizie aparent bună, pentru că problemele au apărut când abundența acestor locuri a atras ulterior invidia altor triburi. Nu? Ori în mod logic acest lucru a dus bineînțeles la violență Satele nou apărute, iar acum fac trecerea și la neolitic și la, la inventarea agriculturii Ce spun acum este valabil și pentru uh, timpul așa numit neolitic de la inventarea uh, agriculturii încoace Satele nou apărute uh, au trebuit să se apere de invadatori iar asta a presupus o reorganizare socială de proporții a tribului. De exemplu, fii, copii de sex masculin au trebuit să rămână în sate la vârsta maturității, să nu mai plece care încotro, cum era cazul până atunci, pentru a apăra satul de dușmani, de dușmani care râvneau resursele bogate ale acelor locuri. Ei bine, în felul acesta apare patrilocalitatea, este un termen extrem de important în acest serial. Ce înseamnă patrilocalitate? Înseamnă ca femeia să vină să locuiască în familia soțului ei. Da? Bărbații nu mai părăsesc în scopuri nupțiale locuri de naștere de acum încolo. Ei bine, această patru a schimbat fundamental relațiile sociale din cadrul satului, ducând în mod inevitabil la dezechilibre sociale și la dezechilibrul între femei și bărbați. Vom vedea foarte pe larg acest lucru explicat și în amănunt chiar în episoadele viitoare. Pentru prima oară în istoria omenirii întâlnim proprietatea privată care începe să aparțină numai anumitor bărbați. Iar datorită acestui lucru apare și poliginia. Atenție, nu neapărat poligamia. Poligamia este un termen mai general care se referă și la femei, deci există și femei care se căsătoresc cu mai mulți bărbați în ceea ce privește strict un bărbat care ia mai multe femei de soție, se numește poliginie. Da? Deci datorită patrei localității, datorită rămânerii în sat pentru a apăra satul a, a copiilor de sex masculin, apare așadar poliginia. Un bărbat se căsătorește cu mai multe femei. Din Geneza avem, de exemplu, a, pe Lameh, pe Avram, pe Iacov, patriarhi care au avut mai multe, cum a fost la Mech, sau cel puțin două neveste. Dar Vechiul Testament este plin, este plin de bărbații bogați care aveau mai două sau mai multe neveste, da? de exemplu, părinții lui Samson, Solomon, David, Saul, în general, deci bărbații bogați. Această patrilocalitate a dat naștere apoi la patrilinearitate, adică averea va fi moștenită exclusiv de fi, de copii de sex masculin. Deci, dacă ar fi să rezumăm, apariția satelor și a proprietății private duce la patrilocalitate, fi, băieții, nu mai părăsesc satul atunci când se căsătoresc, Apare poliginia: un bărbat bogat are mai multe soții, și uh, apare patrilinearitatea: moștenirea se dă din tată în fiu. Ficele sunt excluse. Uh, toate acestea au constituit un model centrat pe uh, bărbat sau pe bărbați, pentru apărarea, pentru păstrarea, pentru moștenirea averilor. Încet, încet deja cred că se sesizați, apare patrixul, apare dezechilibrul dintre femei și bărbați, apare inechitatea socială între sexe, apar fratricide, pentru că frații se omoară între ei pentru avere, și patricide, fiii își ucid tatăl, pentru că n-au împărțit bine averea. Toate astea au fost efectele adverse, că tot e un termen la modă astăzi, ale, 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 inventării proprietății private, ale agriculturii, sedentarismului, ale apariției satelor, orașelor, iar după aceea trendul abandonării vieții nomade, și stilului de viață vânător cu legător a devenit tot mai accentuat, iar hominizii homo sapiens au devenit oameni. Vestea proastă a acestei deveniri a fost aceea că am pierdut ca specie definitiv liniștea de dinainte, am pierdut armonia cu natura, Sănătatea și robustețea fizică pe care o aveau strămoșii noștri nomazi. Vestea bună a fost aceea că, prin abandonarea traiului de nomazi și stabilirea în orașe și sate, a luat ființă, încet, dar sigur, civilizația umană. Nu neapărat așa cum o cunoaștem astăzi, dar civilizația umană. A apărut încet, încet scrisul. Au apărut finanțele, a apărut contabilitatea în Egipt, în Mesopotamia, a apărut comerțul, arhitectura, cultura în general. N-am fi ajuns ceea ce suntem astăzi, specia care dorește să ajungă pe Marte sau chiar mai departe. Dacă strămoșii noștri n-ar fi inventat agricultura și proprietatea privată și odată cu acestea modul de viață sedentar, satele și orașele. Aceasta este, deci, moneda cu două fețe ale devenirii noastre ca specie. Așa am ajuns să fim ceea ce suntem astăzi, să fim oameni și din specia nomadă care trăia în peșteri sau în, în, în locuri retrase, ca să zic așa, care fugeam de animale sălbatice da? și care trăia în, în armonie cu natura, să ajungem ceea ce suntem astăzi, o specie care, sunt, care știm cum, cum este viața în orașe, nu se mai pune atât de mult, din păcate, problema comuniunii cu natura o specie care a otrăvit uh, mediul în care trăiește și uh, care are, de asemenea, și avantajele uh, incontestabile ale culturii și ale civilizației. Cam atât. Vreau să mă opresc aici pentru că deja am depășit, văd, uh, limita pe care mi-am impus-o de 25 de minute. Uh, nu vreau să vorbesc mai mult. Vă mulțumesc cu această ocazie pentru cărțile cumpărate, pentru uh, mulțumesc acelor, uh, acelora dintre voi care uh, mi-au cumpărat și săptămâna aceasta carte Dumnezeu nu este uh, o carte și celelalte. De asemenea, uh, până când viața ne va despărți, romanul meu autobiografic, unde puteți vedea Felul în care am renunțat la credință, de ce am renunțat, de ce persoana extrem de credincioasă care eram cu 15 ani în urmă a ajuns să fie scepticul de astăzi. Și, de asemenea, ultima carte a mea, publicată în 2020, un roman <coughs> despre doi matematicieni de geniu. Vă invit să comparați în continuare cărțile mele, vă mulțumesc anticipat pentru asta. După cum poate mulți dintre noastră știți, cartea mea Dumnezeu nu este o carte. Este disponibilă acum și în format e-book pentru Kindle și pentru Apple Books. Vă spun din toată inima un sincer mulțumesc și vă aștept la următoarea temă. Până atunci, la revedere și Dumnezeu no es este